Această emisiune vă este oferită de Studio Fit. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii Hoinărind în Vest. În ediția noastră de astăzi am să vă prezint povestea Bisericii Piariste din orașul Timișoara. Așadar, dragii mei, pentru a afla mai multe detalii despre Ordinul Piarist, cel care a înființat această biserică din spatele meu, vă invit să fiți alături de noi pentru următoarele 20 și ceva de minute. Haideți cu mine! Vechea biserică a piariștilor se afla în actuala Piața Libertății, lângă fosta primărie sau actualul conservator de muzică. Din păcate, frumoasa biserică barocă a fost demolată în anul 1911, dar totuși s-au mai păstrat câteva tablouri valoroase pe care le vom vedea în interiorul actualei biserici piariste. Mai multe detalii despre biserică ni le va oferi părintele Cocic Zoltan, care ne-a povestit că el însuși a fost elev al liceului piarist din cadrul complexului care face subiectul nostru de astăzi. Acest complex a fost construit în anul 1909. Atunci s-a finalizat clădirea gimnaziului, mănăstirea și internatul piariștilor. Și biserica peste 2 ani, în anul 1911. Biserica a fost consacrată la data de 21 ianuarie 1912 de către episcopul de atunci, decenat Iuliu Glatfelder. Arhitectul nostru renumit timișorian Laszlo Székely, după planul sale, a fost realizat acest complex. Fundatorul acestui ordin este Sfântul Iosif de Calazanz. El e de fapt acolo, sculptat la altar. Era un preot spaniol care ajungea la Roma și pe străzile orașului etern i-a văzut copiii sărmani, părăsiți. Și foarte mulți dintre ei au fost inteligenți, dar n-au avut parte de educație. Și el s-a gândit că ca să învețe pe ei, pe gratis, pentru că n-au avut bani. Și la Biserica Sfânta Dorotea, în oratoriul acestei biserici, a înființat o prima școală la care nu a trebuit să plătească nimeni. Deci cum ar veni, el este primul care a înființat școlile fără plată. Așa este, așa este. E un personaj destul de important. Este și de multe ori nu se vorbește despre el în istoria educației, dar totuși, la rândul său și prevemnea lui, a făcut ceva nou. Pentru că întotdeauna când e o nevoie în societate, în biserică, trebuie să apară cineva care împlinește această nevoie și care face ceva ca să fie această nevoie vindecată. Această biserică a fost realizată în stil Art Nouveau
pentru că acela era deja stilul regiunii și stilul Timișorii. E foarte frumos construită biserica. E deja, are o formă de cruce, cu altarul ei principal, cu altarele secundare. Câte sunt în total? Sunt 5 altare aici în biserică și, de fapt, corana bisericii este cupola și la cupola sunt pictate 4 fresce din viața Sfântului Iosif de Calasanz. Ce reprezintă cele 4 frește? Ce scenă? La prima frescă este, de fapt, pictat Iosif de Calasanz, care ajungea la Roma și vedea copiii săraci și sărmani. La a doua frescă este, de fapt, prima școală la Biserica Sfânta Doroteea. El este, de fapt, învățătorul și profesorul și și-a găsit și însoțitoare, care erau și preoți și profesori și ei erau, de fapt, persoanele care au condus această școală. La a treia frescă, Sfântul Iosif se îngenunță în fața Sfântului Părinte și primește aprobarea pentru întemeierea unui ordin călugăresc. Și la a patra frescă este, de fapt, pictată școala, pictat complexul piarist și Sfântul Iosif de Calasanz se roagă pentru băieți pănățeni care învățau aici, la această școală. Cine a realizat aceste frește? Aceste frește au fost realizate de către pictorul timișorean Ferenț Iujev. Spuneți-ne despre altarul principal. Ce reprezintă? Ce reprezintă? Altarul principal reprezintă înălțarea Sfintei Cruci. Iisus este pe cruce și alături de el este Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Apostol Ioan. Sigur, nu știm exact cum s-a gândit primul director al liceului piarist, dar se spune că așa de greu s-a construit acest complex, că prin această suferință s-a născut ceva frumos, ceva nou. Și poate că are și un mesaj frumos. Ca să realizăm ceva aici pe pământ, trebuie să suferim, trebuie să aducem și jertfe, trebuie să suferim, dar finalul este întotdeauna pozitiv și este întotdeauna frumos. Dacă vă uitați la această cruce, nu este o cruce așa, să spunem, tristă. Crucea este înconjurată de flori, cu glorie, de lumină. Înseamnă că această cruce este o cruce glorioasă. O cruce glorioasă. De aceea se spune că, totuși, acum, poate că ne este greu, dar ce facem, întotdeauna este pentru alții și așa ajungem în viața veșnică. Altarele sunt realizate din marmură? Da, din marmură de Carrara. Altarele și freșcele și vitraliile au fost realizate la München, în Bavaria. Spuneți-ne, ce reprezintă picturile de pe vitralii? Avem 6 picturi, 6 vitralii. Aici, asupra altarului principal, este Duhul Sfânt. La altarele secundare
Inima Preacurată a Sfintei Fecioare Maria, Inima Sfântă a lui Isus. Și aici, în sanctuar, sunt trei vitralii. Două vitralii sunt legate de, să spunem, istoria Bisericii a Ungariei de atunci. Este pictat Sfântul Rege Ștefan al Ungariei. Pentru noi timișoreni și pentru diocesa Timișoara, este un personaj important, pentru că el este, de fapt, întemeietorul diecezei noastre și el a chemat pe Sfântul Gerard, un venețian, ca să fie primul episcop acestei dieceze. Aici, sub Sfântul Ștefan, este, de fapt, Sfântul Emeric. El este patronul tineretului, patronul elevilor, și eu cred că de atunci s-a gândit că tineretul are nevoie de exemple. Și Sfântul Emeric, care a studiat mult, era un om al rugăciunii. S-a pregătit în mod conștient ca să fie domnitorul țării. Este un exemplu pentru copiii noștri, pentru elevii noștri. Pentru că fără scop, fără un țel, nu se poate trăi, nu se poate învăța. Pentru că, de multe ori, nu este ușor la școală și, de multe ori, îi înțeleg copiii noștri și elevii noștri, nu este ușor ca să stai acolo 7-8 ore și să mai înveți și acasă, să te pregătești pentru fiecare zi. Dar dacă tu ai o idee, ai un scop, atunci merită ca să înveți și merită să suferi, pentru că după aceea vei fi de folos. De aceea este aici Sfântul Emeric. Și la vitralie al treia este Sfântul Iosif de Calazans, întemeietorul Ordinului Biarist. Istoricul local timișorean Ianoș Secherneș afirma despre complexul Biarist că, cităm, constituie exemplarul cel mai bogat în motive tipice ale arhitecturii Art Nouveau din capitala Banatului. Cu siguranță, complexul Piarist este într-adevăr o perlă arhitectonică pentru orașul de pe Bega, cu care noi timișorenii ar trebui să ne mândrim. Dar, din păcate, mulți dintre locuitorii acestui oraș nu cunosc foarte multe despre complexul Piarist din Timișoara. Părintele Cocic îmi povestea că multă lume nici nu știe că aici funcționează un liceu cu profil filologic și teologic. Din această cauză, și elevii care învață aici sunt în număr foarte mic comparativ cu celelalte licee din oraș. Așadar, dragi părinți, trebuie să aflați că Liceul Gerhardinum este un liceu cu prestigiu în Timișoara, la care vă puteți îndemna cu încredere copiii să vină să învețe de la unii dintre cei mai buni dascăli din oraș. În Timișoara nu mai sunt. Ultimul a murit în anul 2005, era Pater Valu Ferenț, era ultimul călugăr piarist. Acum în România sunt doi părinți piariști la Miercurea Ciuc, au acolo o casă de studiu, dar pe teritoriul țării noastre existau mai multe mănăstiri piariste și în teritoriul județului Arad era la Sfânta Ana. De acolo au venit aici, la Timișoara, părinții piariști în anul 1788. Mai a fost piariști și la Carei, la Sighetul Marmației, la Cluj-Napoca, acolo a avut și teologia Ordinului Piarist. Atunci, foarte scurt timp, erau și la Media și la Bistrița Năsăud. Deci au existat doar pe teritoriul Transilvaniei. Da, da, da.
Și în lume mai există niște țări? Sunt, da, într-adevăr. În Europa sunt mai puțin. Sunt în Italia, în Spania, Portugalia, Ungaria, Slovacia și Polonia. Din păcate, sunt foarte puțini care vor să devină călugări piariști, dar, să spunem, ordinul este bine dispus sau ordinul este, de fapt, răspândit foarte mult în Africa, în America de Sud și în Asia. Sunt foarte mulți vocații, multe vocații. Spuneți-ne, de ce este special acest ordin? Învățământul și educarea tineretului. Și, de fapt, mă gândesc că Sfântul Iosif de Calazans este și pentru noi. Un exemplu. Ne spune și acum ca să nu îngrijim educația tineretului. Pentru că dacă ei nu sunt educați, nu sunt învățați, viitorul este destul de... Este de compromis, da, să zicem așa. Da. Povestiți-ne ce s-a întâmplat cu acest complex în timpul comunismului. Din păcate, acești părinți piariști din Timișoara nu s-au bucurat foarte mult de clădirea de complexul lor, pentru că imediat, după perioada interbelică, în timpul doilea război mondial, a fost preluată de armată această clădire, prima dată de la armată germană, după aceea cea română și rusă. Aici era, de fapt, un lazaret, un spital militar pentru cei care au fost răniți în război. Și după aceea, în anul 1945, a fost bombardată clădirea. Din fericire, putem spune că nu a fost distrusă. Se vede câteva stricăciuni la vitralii bisericii, dar, de fapt, nu a fost distrusă. Și e foarte interesant și că acești părinți piariști și în timpul războiului nu au lăsat educația tineretului și a continuat mai departe școala. Și da, și în pivniță i-a învățat copiii, de multe ori și în coridor, dar școala numai pentru un an a fost, să spunem, întreruptă, sau educația întreruptă, dar după aceea și în timpul războiului veneau copiii. Și când era o alarmă de bombardare, toată lumea mergea în pivniță, au așteptat, când s-a terminat, au ieșit și au continuat mai departe. Deci, învățatul, capă, da. Într-adevăr, poate că e de mirat, într-adevăr, ce au făcut ei, dar pentru ei era important și la război, și în război, educația acestor tineri. Pentru că, așa se spune, un război poate să distrugă foarte mult în sufletul copilului și întotdeauna au nevoie de un mentor sau mai mulți mentori care îi ajute pe ei ca să prelucreze aceste traume. După aceea, din păcate, în anul 1948, complexul era naționalizat, a fost preluat de către Universitatea Politehnică și numai după Revoluție, în anul 2005 a fost retrocedată și de atunci funcționează aici liceul catolic cu internatul și, de fapt, dieceza, școala a preluat și această biserică și acum este biserica elevilor liceului catolic. Să mai țin liturghie aici? Da, da. Așa, se țin liturghie aici și pentru credincioși, dar și pentru elevi. Aproape în fiecare zi e o liturghie pentru cei de liceu și de la școala primară. Atunci copiii cântă la orgă, cântă la liturghie, ministrează, pregătesc liturghia. Este puțin altfel. Nu este așa de sobru. Dar eu spun că își pun suflet acești copii și eu cred că Bunul Dumnezeu răsplătește munca lor și strădania lor. Cine oficiază această liturghie?
Eu personal. De cât timp sunteți aici? Sunt de 5 ani aici. De 1 februarie 2009 sunt aici la liceu catolic, ca spiritualul, ca duhovnicul acestui liceu. Ne-ați spus că nu există parohie aici. Nu este. Este de fapt biserica școlii. Și dumneavoastră sunteți, ne-ați spus... Spiritual sunt. Rector? Rector bisericii. Așa se spune, rector bisericii, dar sunt spiritualul liceului. De fapt, pentru ei sunt eu aici. Ei vin la discuții spirituale, la spovadă. Am 20 de ore aici la școală. E frumos, nu este ușor, dar este foarte, foarte frumos. Predați religia pe da. Discipline teologice la liceu și religie la școala primară. Câteva dintre statuile de marmură din interiorul bisericii au fost create de sculptorul Gheorghe Kiss. Tot el a realizat și cele două statui care îi înfățișau pe Sfânta Elisabeta și pe Sfântul Ladislau, care ornamentau cândva fațada Bisericii Piariste. Din nefericire, ele au fost îndepărtate la 15 decembrie 1934 din cauza influenței negative ale profesorului clujean Onisifor Ghibu, care nu agrea maghiarii și catolicii. Ce păcat că din cauza unor obtuzități pur umane sunt distruse opere de artă și sunt deformate caractere printr-o educație greșită. Sper că odată cu trecerea timpului să treacă și eclipsa de gândire a unor formatori de opinie din zilele noastre. Hei, dragii mei, se încheie emisiunea noastră de astăzi. Sper că v-a plăcut subiectul și până data viitoare eu vă doresc tot binele din lume și nu uitați să fiți buni, cu minți și fără frică. V-am pupat! Ciao, ciao! Această emisiune v-a fost oferită de Studio Fit.